să fim și pe, să fim în direct și pe Instagram. Da, și suntem și pe Instagram în direct. Suntem aici în București. Iată, kilometru zero al democrației. Palatul lui Gigi Becali. Care m-a invitat la palat, înțelegi? Deci vino bă la palat. Vi la palat. Am venit la palat. Sunt la București la protest. Uite câtă lume se uită și pe Insta. Hai, ne vedem pe Facebook, rămân pe Facebook. E puțină lume, că e cald afară. Aici amenajată terasa VIP pentru protestatari VIP. Puțină lume. Puțină. Anul trecut era plin aici, la ora asta.
rezolvat dosarul rezoluției și s-a rezolvat dosarul imediat de așa. Thank you.
Așa sunt obișnuit,
De ce nu și Antena 3? Nu zic. Dar ai lăsat să filmeze și pe aia de la Antena 3, nu? Ai lăsat să filmeze și pe aia de la Antena 3, nu? De ce îi goniți? Ha? Dar nu-i suportăm, pe aia sunt cei mai mari. Nu ea manipulează. Păi știu, dar nu poți să-i atași tu, să le demonstrezi că greșesc? Crezi că e ok? Degeaba vorbești cu ei. Păi ea nu sunt oameni de înțeles. Degeaba și cu păi știi, dar la fel, dar poți să zici că e o treabă totalitară asta, să interzici cuiva să filmeze aici. N-ar trebui să fie lăsați toți? Adică și aia de la Digi, și aia de la B1, și aia de la Realitatea, dar și aia de la România și de la Antena. Cum? Dar de ce nu Antena 3? Păi știu, manipulează, dar... Ok. Manipulează, dar nu poți să, cum să zic, nu poți să le dejoci jocul, să le... Nu merge, vorba, asta e. Dar asta nu e o chestie împotriva libertății? Să nu lași un post de televiziune să filmeze pe aici? Nu, pentru să depășește anumite limite. Păi și cine stabilește limita aia? Poporul în general și toți. Bun, dar dacă zic eu acum că tu n-ai ce căuta aici? Și mai găsesc încă 100 de oameni, sunt vorbit cu încă 100 de oameni, să te dăm afară. Că n-ai ce căuta aici. Hă? Băi, nu zici, nu, uite acum. Nu, nu, serios, stai un pic să vorbim. Stai să vorbim. Stai, bă, să vorbim. Deci cine stabilește mai exact? Poți să vorbești cu mine? Ei! Cui verde hot și de mafiot! Cui verde hot și de mafiot!
ce azi? Cine stabilește că n-ar trebui lăsați aia de la Antena 3 să vină aici? Știu, acum mă întreb pe mine, mă întreabă și păi nu știu, tu ești ăla, te-am întrebat dacă ar trebui să fie lăsat și tu ai zis că nu, să nu-i lăsăm pe aia de la Antena 3. Fiindcă lumea nu vrea, acum eu ce să zic, ce pot eu să zic? Dacă lumea îi lasă, dar n-ar trebui să fie lăsat și... Normal așa fi, să fie lăsați toți, dar dacă lumea nu vrea, ce pot eu să... Păi da, dar uite, tu ai zis că nu, uite, tu zici că nu, eu zic că nu, ăla zice că nu, păi și după aia zic mulți că nu, și ăsta poate fi văzut ca un impediment, ca o piedică în calea libertății de exprimare. Înțelegi? Că noi suntem aici, noi suntem pe un teren de joc, știi? Și sunt reguli și fiecare are drepturi. Să fie desfințați. Acum asta nici eu n-am fost de acord să fie desfințați. Dar să nu știu, dar deja de subiect este niciodată. N-am zis, nici eu nu sunt de acord să fie desfințați, că nu putem mai libertatea. Și, dar trebuie lăsat și aici să filmeze, dacă vor să filmeze. Nu? Eu zic că ar fi mișto ca oamenii de aici, dacă sunt mai deștepți decât alți oameni, oamenii de aici să reușească să le deturneze orice, cum să zic, orice demers jurnalistic. Le deturneze orice demers jurnalistic și cu asta basta. Da, dar noi avem Facebook și YouTube. Nu avem Facebook și YouTube, suntem mai tari decât ei. Cenzurează și ei, că din când în când mai ne închide cât un cont, mai ne... Ar trebui... Zic eu, trebuie lăsați frumos să-și facă și ei treaba, știi? Ca să jucăm pe același teren cu aceleași reguli de joc. Asta e părerea mea. Tu cu ce te ocupi? Eu muncesc la... La ce? La? La un mall acum, dar am lucrat la o rețetă asta de telefonie și... Ca ce? La call center? Nu, nu. Dar ca ce? Într-un depozit. Am înțeles. Nu, eu mă refeream la faptul că ei spun, manipulează în sensul că spun unele evenimente cum nu s-au întâmplat. Adică ca să fie în favoarea lor. La da, dar noi avem filmare. M-ai înțeles? Deci dacă noi avem dreptate, avem toate șansele, să avem toate dovezile că e așa. Da? Și ei nu fac decât să se facă de râs. Dacă ei dau la televizor ceva într-un mod denumat. Da? Hai, libertate pentru toți. Știi că era faza aia cu mă voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Da. Știu, am postat-o și eu. Păi, ai postat-o, dar caută-o și implementezi. Lasă-i și pe aia de la Antena 3 să stea aici. Thank you.
peste drum, striga, dați-ne un drum! Da, nu, 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 uite că știu că mărții, dați-ne un drum! Păi nu suntem fără secrete aici? Da, eu am secrete. Vreau să discut cu colegul ceva pe... Ce păcat. Credeam că suntem fără secrete. Nu, suntem fără secrete. Omul ăsta a venit în concediu, se cunoscă mult, chiar au treburi private. A, ok. Respect asta. O zi bună. Suntem mult mai vechi decât mulți prezenți. Da, da. Salut! Da. Da, da, sunt aici. Ah, ok. Bine, eu nu o să mai stau foarte mult. Unde ești acum? Sau de unde? Ah, ok, bine, bine, hai, hai, ceau. Păi eu plec, mă. Eu plec, da, bine, eu plec. Nu o să stau foarte mult, de-aia am și venit de vreme. Hai, ceau, ceau. Deci, uite, se ne-a scurit lui.
respect. Ați adus jandarmăriță ca să o omorâți aici? Ce ați vrut să faceți nenorocire în țara românească? Asta sunteți voi, jandarmi, escroci ăștia. Vă dăm câte 100 de milioane, vă dați. Și ați adus jandarmăriță să o omorâți aici, ca să iasă nenorocire în țara asta. Da, știți că domnii au de protejat un obiectiv. Are de protejat un obiectiv? Da. Și dacă are de protejat... I-a zis cineva să dea în domnul... Nu, noi n-avem voie să trecem de gardul ăla, corect? Asta e. Dar ei au avut voie să treacă aici, să dea cu ăsta, fără să fim vinovat? Da, putem să-i dăm în judecată. Dăm în judecată? Dar cu acui șmecherie a băgat instigatorii aici să ne omoare în seara aia? Da? S-a mis barcă și dumneavoastră, probabil că sunteți la poliție. Câți instigatori au fost? Păi, cred că a fost vreo 500. Care i-ați băgat aici între noi. Care i-ați băgat între noi, că pe partea s-a descoperit că e galerie. Păi trebuie să iau eu, trebuia să ia aveți dumneavoastră. Că-ți duci mie într-un alt de zile. Câți jecuri de-astea ai trat la pușcărie? Care ne-au rupt aici așa? Am fost mulți la partea. Ați fost mulți trădători între noi în țara asta. Dar dacă se dau oamenii care protestează, dacă se dau la o parte și îi lasă pe instigatori să stea în față, să se ia la bătaie cu jandarmii, nu e ok așa? În 2017... Ei au băgat instigatorii. Nu, asta, nu, de asta zic. Deci... Dar de ce nu i-a luat pe instigatori? Nu. Că i-a văzut. Dar voi v-ați îndepărtat de instigatori? Nu, dar v-ați îndepărtat de instigatori? Dar dumneavoastră te-ai îndepărtat de instigatori? Probabil că ai fost. Da? Nu, n-am fost, că eu sunt la muncă, am treabă. De-aia și venit așa de vreme că trebuie să mă duc înapoi acasă, da? Sunt la muncă. Muncesc. Că ai și o funcție din asta de la jandarmi, nu, de la n-am, poliție. N-am, nicio funcție. E, nu. Asta ne-am săturat. Eu din 90 vin la universitate, da. Și i-am văzut pe toate jegurile ce-ați făcut. Cum întunerici, a băgat jandarmi, aruncat 10. Ați mers vreodată într-un partid? Ați intrat într-un partid să faceți o schimbare reală? Că așa de protestat... Până ați răniși care ați băgat tot. Toți securiști între noi și ne-ați... Nu cred că securiști au... Până, nu, cine? Păi, ok, bun, ok. După ce a murit domnul Copos, putem să discutăm? Putem să discutăm? Să vă pun o întrebare. Dacă țărăniștii erau atât de deștepți și erau atât de așa, nu au putut să prevină treaba asta? Adică, ok, vin instigatori, vin lepre, vin așa. Nu au putut să prevină treaba asta? Cu ce puteam să prevenim noi? Cu 12%? Păi nu știu, spre exemplu, noi aici, noi, dacă suntem deștepți, că noi considerăm că noi suntem deștepți, și Viorica Dăncilă și PSD-ul sunt niște proști, da? Așa, ok, bun. Dacă noi suntem deștepți, noi nu, pe noi nu duce capul să ne dăm seama care e instigator de aici și care nu? Adică nu duce capul să ne apărăm de problemele astea? Păi sunteți de între dumneavoastră, de gradile astea sunteți. Băgat instigatori între știți, noi. Știți, de gradile astea. E atât de ușor să dai vina pe cineva. Da, să te dăm vina pe dumneavoastră. Nu dăm vina pe pățăști. Poliție, justiție... Vă propun altceva. PSR-ul, justiție, tot, semnături ați strâns? Semnături ați strâns? Semnături ați strâns? Toți ăștia securi. Semnături pentru fără penale ați strâns? De atâtea ori s-a dat. De atâtea ori s-a dat. Ajutați oamenii care vor să facă ceva. Am dat
Ajutați oamenii care vor să facă ceva. Am dat. Aici proteste să ne înjurăm și să ne luptăm unii cu alții degeaba. Păi luați-l pe Ciordache al vostru, care a făcut măcării, care era nașul. Dar nu e al meu, Ciordache. Dar al cui al meu, ă? Terminatul. Voi și cu antenă și cu jantar sunteți aceștia. Antena 3 și cu jantar și cu poliția. Credeți că domnul jandar nu s-a săturat de țara asta? Credeți că domnul jandar nu vrea și el... Că trăiește bine, să ascunde! De ce? Că merge pe aceeași... S-ascunde. Merge cu mașina pe același drum, pe același drum nenorocit, păi pe care merg și eu și merge și dumneavoastră. Ne-a spurat, plătește aceleași taxe. Banii ăștia mi-a spurat, băi. Că nu mai, mai împărțiți așa în grupe. Băi, mână-mână cu toți, cu justiție, cu parte. Dacă are copii și Doamne ferește să duce la spital, nu ajunge în același spital ca și mine, ca și dumneavoastră? Ați ajuns să vă vindeți pentru toți ăștia. Și la o adică că au pensii nesimțite. Păi avem n-o să ajungă să fie. 300 de milioane. Nu, dar nu o să ajungă. 120. Nu o să ajungă la un moment dat să plătească același preț pe care îl plătim și noi. Până nu ieși lumea în stradă să vă ia pe gât, să vă întoarcă gâtul, voi nu plecați. Că ați venit cu tancurii sovietice, ați omorât, ați clădit pe sânge, ați omorât 380 de milioane, 380 de mii ați omorât la canale și 2 milioane arestat. Când ați luat voi puterea, noi. Lovitura de stat, voi nepoți, voi sunteți nepoți lor. Voi sunteți nepoți lor. Securiștii și comuniștii ați distrus, ați omorât, ați beneficiat, v-ați luat case, bani și toți. Și-a rămas pe proștii acum. Nu mai poate nici proștii, că nu m-au bani, de unde să-i mai plătiți? Nu aveți un an, mă. Viața voastră se va termina peste un an, îți spun eu asta. Și atunci veți fi adunați, dar nu mai vă iartă poporul cum v-a iertat în 90. Acum să iasă la vot poporul. Știe cine sunt. Dar nu credeți că ar fi mai bine să mergeți să-i convingeți pe oamenii care... Dar să discutăm, stai să zic unul. 3 ani eu te cunosc pe tine, că ești cu ei. E cum dai tu față în față cu mine? Chiar dacă am 60 ceva de ani, cum dai tu față? Că dacă am un fier, îți dau un cap atunci. Atunci îți dau asta cap. E soluția? Să ne luăm la bătaie? Asta e soluția, că nu vă... Să ne luăm la bătaie. Nu vreți să respectați țara asta. Voi sunteți atât pe mortăciune și pe curat. Am și o întrebare, o întrebare. Ați avut o dată câine? Câini, ați avut câini? Câinile e cistit. Așa, bun, nu, lăsați-mă, haideți să vorbim. Câinile are suflet de om. Voi n-aveți suflet de om. Putem să discutăm sau facem monolog? Ce să discut? Ca dresor de câini, ca dresor de câini. Care e mai bun? Un dresor care știe să facă un câine, să facă ce trebuie? Sau un dresor care bate câinele? Dresorul știi care este? Nu, ne spuneți, care e soluția? E violența? Soluția e să plecați. Soluția e să lăsați țara asta în pace. Că ați furat și ați distrus-o. Nu mai avem ce să distrugeți. Ce să mai vă restă? Voi nu credeți că a dus țara unde ați ajuns? A plecat 7-8 milioane de țara. Au plecat. Au plecat. Nu a plecat. Au plecat. Au plecat. Așa. A zis a plecat. La mine era să nu, vă rog eu, lăsați-l în pace. Domnul consideră că eu sunt rău absolut. Lăsați-l, eu sunt. La revoluția un om de partid. După la mine ați venit și ați omorât la universitate. Acum ați adus gaze. Abus. Ce mai vreți să mai faceți? De furat ați furat. Ce mai vreți să faceți? Da, e curat. Ce mai vreți să faceți? Ne sărați. Să așteptați ce spune. Auziți, dar am filmat eu mai devreme pe cameră când câțiva dintre protestatari au arătat muie la jandarmi. Asta cum e? Păi nu știu, cum? Adică noi îi certăm pe jandarmi că râd... Nu, nu, noi îi certăm pe jandarmi că râd la noi pervers. Am sesizat. Așa, că... După cum m-am înjurat încă tot... Și eu dacă i-a arătat mâine la toată țara. Știu, dar nu e ok. Eu consider. Ok, ok. Eu consider. Unde tragem linia? Asta e cu spatele. Asta e cu spatele, fiindcă dacă nu sunt țara civilizată. Așa. Stai în fața unor cetățeni, zâmbești, sau cel puțin să te-am pus de drept în fața tricolorului României. Dar nu numai atât, cel puțin să nu ne arate. Dar știți că ei sunt aici la muncă?
Știți că ei sunt aici la muncă, au un obiectiv, nu, dar un obiectiv să protejeze. Eu o să sesizarea și fotografiile o să le depun la șeful nostru, la comandantul nostru. Și atâta, dar vă rog frumos, vă rog frumos. Să nu mai zâmbiți ironic. Să nu mai arătați ironic, vorbeam cu colegii mei. Nu ne mai filmați, că nu avem. Asta mi este meseria. Nu am ce să vă fac. Dacă a primit ordin, nu este vorba de ordin, este vorba de fișa postului. Nu e frumos. Dar ce vă deranjează că filmează? Că și eu filmez. Și noi îi filmăm pe ei și ei ne filmează pe noi. Ironic, are semne. Da, dar și ăștia de aici au arătat scene obscene. Hai, cetățeanu, are dreptul. Dar o întrebare, dar e bine să se uite ca jandarmul de la Curul Minorilor? Din ce? Stăpți mai încă, nu am... Are tot dreptul să se uite la Curul Minorilor? Au tot dreptul. Au dreptul să se uite la Curul Minorilor? Nu, eu zic... Au tot dreptul, nu? La care cur s-a uitat? Pe atunci să mă dezbrac și eu să se uite la mine. La care cur s-a uitat? Treceau niște minore pe partea aia și au întors capul așa după ele. Sunt bărbați, se uită și ei după femeie, n-au voie. Pe atunci să mă dezbrac și eu că sunt bărbat. Nu, ei sunt bărbați, ei sunt bărbați și se uitau la niște fete, la niște femei. Păi atunci să mă dezbrac și eu. Tu nu ești băiat? Păi nu, tu nu ești băiat? Tu nu ești bărbat? Bă, da, dar nu mă uit după curul la alta când știu că am nevastă acasă. Dar poate ei n-au nevastă, vor și ei să căsătorească. Vor să se căsătorească, să meargă la pușcărie. Când m-au arestat pe mine 4 ani de zile, să vadă acolo viața. Să înceapă de acolo, să înceapă la... Dar se strânge căcatul după alții și slobozul după ce îl lasă prin băi, prin boscheți. Știu, dar ei n-au nicio vină. Să uită și după fete, că și eu mă uit după fete. Dacă vă văd fată pe aici frumoasă, mă uit după ea. Că și eu sunt necăsătorit. Eu sunt necăsătorit. Una ca jandarm, dacă se întorcea aia și îți futea mare capac și tot la bătaie, pentru ce? Că ți-a dat aia capac. Dar eu zic că are voie, adică nu știu. Zic că... Identitatea nu se negociază. Asta să fie învățare dăbită la toți. Avem o identitate, un număr, un CNP-ul, astea sunt unice. O diplomă, ce n-am mai dat o diplomă, ai arăt că ai învățat carte. Dar suntem conduși numai de incompetenți. N-au curată cu ei. S-au făcut punctul pe ei. Bă, ăla a băgat în sistem, identități false. Au 6 identități false. 6 identități în țara, în România. Una e corectă. România! Femeie! Români! Veniți-vă cu toții, cum ați luat pe proștii! Dar ne-am făcut la hoții! Rămâneți tot ca proștii! Da, sunt lângă scenă. Sunt lângă scenă. Aici, în spate. Salut. Dezamăgire.
S-au certat mai devreme niște oameni. Pe scenă. Nu, aici. Nu, lasă pe scenă, lasă. Nu, s-au certat mai devreme niște oameni cu jandarmi. Și eu am întrebat și eu, de băi, știți că oamenii sunt aici, au obiectiv de a fi protejeze balatul, știi? Ei sunt la muncă. Căci că arată, că au arătat jandarmii, se înrușine, în timp ce ăștia de aici erau. Arătau jandarmii, se înrușine și altă chestie, problematică rău, că jandarmii zâmbesc, nu pervers. Incitanță, nu. Ceva. Lumea care e aici. Stică? Da. Sunt și oameni. Acum am procentajul mare. Suntem. We're the only few sane people around here. Hai că mă mai mici pe aici. Uite, ce faci? Tu ai venit cu mașina? Nu? Între nu? Cum merge? Asta vine așa, aici, așa, asta prima dată se ploaie.